acestea, cam care a fost salariul mediu în direcție, aici la Franța? N-am o cifră. Din statistica care o aveam noi, aveam în jur de 60 de salariați care aveau salariu până în 500 de lei. Nu, eu pot să vă spun altceva pe tema asta. Într-o ședință de colegiu prefectural, am informat pe conducerea prefecturii că după reducerea drepturilor salariale cu 25%, din cei 442, din cele 442 posturi ocupate, 54% au salariu până în 1000 de lei brut. Asta înseamnă în jur de 850 de lei net. Și până în 76%, și 76% au un salariu brut de până în 1500, respectiv 1283, dacă nu mă înșel, net.